Da, iată ne de nou la treabă, după ce am făcut exercerea frumoasă cu Mario. Mario, intrăm la clasa a 5-a. La clasa a 5-a, direct în probleme, te rog să ridicăți. Într-o împărțire, diferența dintre de împărțit și rest este 133. Deci diferența dintre de împărțit. Hai să scriu teorema împărțirii cu rest. De împărțitul, știu, cine îmi plinte astăzi? De împărțitul? Ziceți, de împărțitul este egal cu cât ori împărțitor plus restul. Împărțitorul, în cât, să scriu pe împărțitorul, pentru că într-o împărțire intră în discuție de împărțitul și împărțitorul. Și ce obținem este câtul și restul, da? Ori, deci împărțitorul, ori câtul, plus restul. Cu obișnuință că să spuneți totdeauna în ordinea asta. De împărțitul egal cu împărțitorul, ori câtul plus restul și imediat mențiunea cum se află restul față de împărțitor. Zic mai mic. Totdeauna. Restul este strict mai mic decât împărțitor, pentru că dacă ar fi egal, s-ar mai face cu o dată acolo, da? Împărțitor. Bun. Și acum, diferența, ai spus? Diferența dintre de împărțit și rest este 133. Deci de împărțitul minus restul este egal cu cât cu? 133. Iată copii, am scris. Vedeți? Scriu sub formă de relație enunțul din problemă. Și diferența dintre cât și împărțitor este 12. Câtul minus împărțitorul egal cu 12. Aflat suma câtului cu împărțitorul. Deci, trebuie deci cât plus împărțitor, egal cât cu plus împărțitorul, egal cu 5. No. Asta ne zice de sumă. Nu mă pot apuca de probleme, adică după ce înțeleg foarte bine conținutul. Deci, Darius Bartelu. Da, doamna. Ileana. Ileana, da. Și Davide. Și Davide. Deci, intrăm în problemă. Ești atentă? Intrăm în problemă. Adică ce? Vreau să vă spun că asta este obiciunea mea. Deci când încep să vorbesc, dacă cineva are mintea înaltă cu alte, asta mi se întâmplă la casă. Din 30 de ele, din cazul 35 sau 36 de erau, dacă unul se gândea în altă parte, imediat îl simțeam, eu stabilesc legături cu fiecare dintre cei care sunt prezenți și în clipa în care cineva nu e atent, mă deranjează foarte tare. Dar fac eforturi cumplite ca să nu prezeția. Însă, dacă deranjul e prea mare, în sensul că văd doi, trei care fac asta, o prezeția. Așa că, acum vă invit să fiți foarte atenți în timp ce eu vorbesc. De-aia ați venit. Deci, ca să mă apuc o problemă, trebuie să înțeleg foarte bine. Sunt aici, în relația asta, patru necunoscuri. De împărțit, împărțitor, cât și rest. Autorul îmi oferă mie doar două relații. Eu am și pe asta, e a treia. Nu mi-e cere să le aflu pe toate. Deci el nu spune află de împărțit, împărțitor, cât și restul. Îmi cere să găsesc suma dintre cât și împărțitor. Nici n-ar avea voie să-mi ceară. Dacă dă numai trei relații și cu patru necunoscute, eu nu pot afla pe fiecare parte de împărțitul, împărțitorul, câtul și restul. Da? Deci, deocamdată am înțeles bine profesorul. Acum, în momentul în care mă apuc de lucru, aș vrea să dispară, să rămân numai câtul și împărțitorul. Pentru că despre de împărțit ar vrea să scap de el. Da? Despre de împărțit vreau să scap. Și de rest vreau să scap. De aceea încep treaba. Și în relația teorema împărțirii cu rest, am să scot de împărțitul de aici, să rupe pe sus. Da? Și devine. Ia să vedem ce devine. Devine de împărțitul, ce îmi ajută? De împărțitul trebuie să fie egal cu 133 plus restul. 133? Plus restul. Plus restul.
Și mă duc repede în teorema împărțirii cu RES. O să scriu 133 plus 133 plus restul este egal cu împărțitorul ori cutul plus restul. Plus restul. Eu pot să spun și că câtul... O pică, aici o să zicem un lucru, rest plus rest, vedem din alte două relațiile restul. Hai să vedem restul, da? Și dacă scădem restul, ce se întâmplă? Vă dau 133. Va fi 133, egal cu... Cât ori împărțitor. Câtul ori împărțitorul. Și atât, da? Cât ori împărțitor, egal cu 133. Acum, dacă mai zăbovesc aici un pic, mă pot gândi că suntem în clasa a 5-a, lucrăm în manuale naturale, și ne întrebăm cât ori, cât fac 133. Eu pot să mușc din problemă în clipa asta. Deci ce numere înmulțite se fac 133? Deci sunt două numere mult care mulțite se fac 133. Hai să pornim... Cum să pornim? Nu că sunt două numere. O fi număr prim? Păi ca să fie număr prim ar trebui în darea să-l cercetăm. Adică să vedem, el se împarte la 2, 133? Nu. Din ce motiv nu se împarte la 2? Fiindcă ultima cifră nu este par. Da, este... Nu-i 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6. Înseamnă că nu e un pătrat perfect. Lăsăm discuția cu pătrate perfecte, că la pătrate perfecte... A, el nu este un pătrat perfect. Că ultima cifră este 3, nu? Noi am discutat ieri la pătrate perfecte și dacă ultima cifră este 3, 2, 3, 7 și 8, nu-i pătrat perfect. Și îmi vine în minte acum, apropo de chestia asta, se întâmplă acum la nivelul țării, că se produce un dialog continuu între mine și cei care mă urmăresc. Dovadă că am avut o problemă pe care am privit-o cu mai mult cu superficialitate și am greșit-o. Și el a preparat-o, în urma observații făcute de un domn. Și mai am un an, apropo de pătrate perfecte, pe care trebuie să vă dau câte repede, o să discutăm. Și o să vedeți cât de interesant este. Dar hai să ne ducem aici. La doi nu. La... Trei. Nu. De ce? Pentru că 3 plus 3 plus 1 fac 7. De ce nu ești atât? Deci ești atât de pasiv încât n-am mai întâlnit așa. Vreau să fii în lecție, vreau să urmărești lecția. Că ai venit aici dintr-un motiv. Că vrei să... Nu reușesc să te trezesc interesul, nu știu de ce. Am și mâna ruptă și... Uită-te așa cu drag. Mi se pare, domn profesor. Da? E foarte inteligentă, mi se pare. Așa este ea, dar este un copil foarte inteligent. Bărnesc, dar nu este atentă, nu este conect, nu am zis că nu e... Nu, întrebați o să vedeți că știi tot. Deci o cunosc de când era mic, de la 3 ani. Acum... Nu se poate la ce. De ce nu la 3? Nu poate restul. Ia contul bătut. Să fac împărțirea la 3. 3 se cuprinde 13. 13 de 4 ori și ține minte 1. Da. Coborâm pe 3. Da. 3 se cuprinde 13 de 4 ori și răște 1. Deci rămâne răște 1. Da. 4 minte? Nu se împarte la 3. Că de răște 1. Mai precis. Ai putea să-l spui așa, dar în modul criteriu. Dacă suma 1 plus 3 plus 3 dă un număr care se împarte exact la 3, atunci e foarte deșteaptă ideea. Constatăm că 1 plus 3 plus 3 face 7. 7 nu se împarte exact la 3. Deci nu este divizibil la 3. Nu îl încercăm pe 4. L-am încercat pe 2. Și dacă am încercat pe 2, 4 nu mai merge. La 5. Mai se împarte la 5? Nu. Nu, când o număr se împarte la 5? Când
Cifra unităților este ori 0, ori 5. Sigur că da. 0 sau 5. Atunci se poate la 5. La 6 pot să încerc? Nu. Nu, pentru că 6, în 6 se află și 2 și 3. Și eu deja am încercat la 2 și la 3 și nu merge. La 7? La 7 pot să încerc. La 7, la 7 încerc să muncesc. Ia să vedem. 133 împărțit la 7. Îi trebuie să mă conduci. Da? Deci face cât? 7 din 13 o dată. Nu? 7. 63. 763 de 97, 63. Dar aș vrea să vorbești tu. De-aia că am fost pe tine, deci și vorbești și lucrezi. Ina, n-a zis tu, iubita. E cel mai timid de domnul profesor. Da. Uite că am invitat-o, să-i treacă de militare, de mai de ce. Deci 7 ori 19. Wow. Așadar, câtul, iată ce idee frumoasă, câtul e mărțitorul, egal cu 7 ori 19. Foarte, foarte tare chestia asta. 7 ori 19. Nu mai au divizori, deci sunt prime între ele. Și acum, ar trebui să văd că să stabilești cine este câtul, cine este împărțitorul. Deci, încă mă agăț de observația de acolo, cine să fie câtul, cine să fie împărțitorul. Cât e 19? Pe cât îl vrei 19? Deoarece dacă eu nu pot să fac să pun pe cât 7, și dacă face 7 minus 19, mi-ar da cu minus. Tu te-ai dus repede și observat asta de aici. Foarte tare chestia. Deci având în vedere că C minus I e egal cu 12, de aici putem spune câtul e mai mare decât împărțitorul. Ca observație. Câtul e mai mare decât împărțitorul. Și asta mă face să spun că din cele două numere care mulțite se facă 7 din 19 se facă 133, trebuie să iau pe câtul de acolo, câtul egal cu 19 și împărțitorul egal cu 7. Și atunci vreau să adunarea va fi. S-a terminat problema. Da. S-a terminat problema. Deci câtul plus împărțitorul, de aici câtul plus împărțitorul, este egal cu 7 plus 19, 26, terminat problema. Dar nu puteam să facem și... Ai am de idee, da? Da. Ia, că câtul minus împărțitorul este egal cu 12, nu putem să spunem că câtul este egal cu 12 plus împărțitorul. Da. Și să... Deci tu propui să nu mă fi dus pe observația asta, da, în condițiile în care tu n-ai observat, n-ai simțit să muncești aici. Da? Hai să facem o discuție. Tu ai fi luat la câtul împărțitor egal cu 133 să fie de, să-i fie de bine. Da? Nu-i și ai mers cu a doua relație. Și ai mers cu a doua relație. Și în a doua relație ce ai fi avut aici? Că iată, de aici obținem câtul. Câtul este egal cu împărțitorul plus 12. 12 ori plus împărțitorul, da? Și unde să, unde să mă duc cu câtul ăsta? Să scriu cu 133 este egal cu... 12. Deci să scriu, scriu de desubt și că câtul împărțitorul, câtul împărțitorul se reamănă și cu alta aici. Da, da, da. Câtul împărțitorul egal cu 133. Da. Și pe cât, câtul să fie locuit aici, vă mulțumesc, la da, doua relație. Da. Și ar fi avut ce? 12 plus împărțitorul în paranteză. 12 plus împărțitorul în paranteză, ori? Ori împărțitorul. Ori împărțitorul, nu? Egal cu 133. 133. Și acum pot să fac distributivitatea. Sigur că da, echivalent. O să scriu că 12 ori împărțitorul. 12 ori I, nu? Că se aplică, da, se muncește I, plus, am doi termeni, 12 ori I, plus... Plus I pătrat, da. I ori I face I pătrat, egal cu 133. Noi am făcut de I. Da. Sau 2I. Sau I. I ori I. I ori I la doar. Nu-i 2I. Că nu I plus I. I ori I. Da? I ori I. Sau I la doua. Să lăsăm I ori I scris. Dacă lăsăm I ori I, nu-i mare afacere. Lasă așa cum spuneți voi. Ce ai înțeles? Ilana? Ori, I la a doua, dacă era I ori, era I la a treia, da? 133.
Și ce mă fac acum? Da. Da. Deci, în momentul de față, suntem locați. Nu întâmplător eu am insistat acolo. De aici încolo, n-am altă soluție decât să fi lăsat așa. Da. Relația așa, că în urma mulțirii alegării utilității, nu am intrat într-un moment fericit, ci unul de blocaj. Dacă aș fi în clasa 8-a, aș rezolva asta. Chiar în clasa 7-a, ecuație de gradul 2. Exact. Dar nu mă pot duce. Prea mult, nu am cum. Aș rămâne aici. Și acum am luat 133. Îl descompun. Și zicem, 12 plus i ori i. Nu se justifică nici n-am lăsat cât ori i. Da. Da, am mers pe ideea lui Daria. Lăsăm așa o mulțime de două numere, îl descompun și apare 17 sau 7? 19. Cât ori cât fac 7 ori 19? Și dacă ăsta este i plus 12 și ăsta e doar i, bunul simț se spune că ăsta să fie 7 și ăsta să fie 19. Corect. Da? Da. Dar nu se justifică să folosim relația, adică doar atât. Când am trebuit să alegem cine e câtul, cine e împărțitorul, atunci ne folosim de relația câtul minus i egal cu 12. Mai insistă, nu plecăm de la problemă decât dacă o înțelegem foarte bine. Deci, de când mi s-a dat problema, eu am înțeles că nu pot afla de împărțitul, împărțitorul, câtul și restul, toate patru. Nu, că erau la dispoziția mea doar câte relații, erau trei. Și necunoscut erau patru. Și atunci, nu aveam șanse să găsesc concret. Și autorul mi-a spus, găsește câtul plus împărțitorul. Doar aia. Cât e suma dintre cât și împărțitorul. Cum am gândit pe parcurs? Ați văzut cum. Am luat de împărțitul, am înlocuit. Am renunțat la el, că era aceeași lucru și stilea și dreapta. Aici este momentul cheie al ieșiției. Cât ori i, egal cu 132, 133 și de acolo 719 și totul este rezolvat. Mai avem o întrebare? Nu, la asta nu, are altă problemă. Altă problemă. Tot ei trebuie. Da, da, da. Și pe aceea are și de asta. Da. Eu nu știu. Poate uneori punctul A este de folos la punctul B. Da? Trebuie să aveți această strategie în minte. Și problema de-aseară care trebuia să faceți. Dar să știu punctul A să rezolvi, dar punctul B nu. Hai să vedem. De asta. De aceea îmi dați ieșit. Da, da, da. Deci se notează cu C. Genitiv ieri. Da? Câtul și restul unei împărțiri. Așa. Împărțirii lui M la M. Deci, iem împărțit la iem, ne conduce la cât și rest. Asta nu este reu împărțire. Și acum sunt câte ori reu împărțire cu rest. Iem. Este egal cu n ori c. Așa. Plus iem. Asta e teorema împărțirii cu rest. Adică tot ce a fost dată în prima parte aici, i-am legat în relația. Nu e egal cu n ori cât plus rest. Calculați. Calculați. Cât plus rest? Cât plus rest? Plus, descrie paranteza mică. M minus I. M minus I. Împărțit la ce? Împărțit la ce? Știind că M este egal cu 167. M egal cu 167. N egal cu 13. N egal cu 13. Facem un punctul B, da? Da. În primul Facem B. Cum ați gândit voi acasă? Darius.
Da, e eu am aplicat teorema împărțirii cu rest. Adică? 167 împărțit la 13 și am calculat. Ia să vedem împreună. 167, Elena, 167 împărțit la 13. Am făcut împărțirea asta, da? Cum e egală cu care o să vă aduci. Egal cu? 13 secunde de 16 odată. Da, 13, apoi? Coborâm de 7. 3 rămâne, da? 13 se cuprinde în 37 de 2 ori. De 2 ori. 26. Și rămâne rest 11. E bun, așa 11, că întotdeauna restul să fie mai mic decât împărțitorul, da? Deci este corect. Așa încât am aflat acum, avem de împărțitul, împărțitorul, câtul, deci M, N, C și E, el. Și trebuie să calculăm expresia asta, da? E ca mai departe cu. Te rog. Și ce lucrezi, uite, mai mic ai ținut, nu spui nimic. Tu vorbești și scrii. Deci egal cu? Egal cu 12. Așa. Plus 11. Da. Plus paranteză. Da. Și mai 167 minus 13 minus R. R. R este 11. Minus 11. Totul de împărțit la? La cine? La ce? La cât? La ce? Dar e totul de împărțit? Nu, nu, nu. Numai aici? La această paranteză împărțim la 12. Atât. Deci împărțit la 12 și egal cu? Egal cu Davide lucrează. 12 plus 13. 12 plus 11, nu? Da, 12 plus 11 plus 13. Deci da, aici a dat 13? Nu, am făcut... am dat un paranteză. Deci nici o paranteză pătrată, numai adunarea asta. Atunci o să fie 12 plus 11 plus 154. Păi da, când facem 12 plus 11 ca să facem socotea, da? Deci mai dos. 23. Devine 23 plus... 154. 154. Și 6, și 6. Ea mi-a spus 154, așa am spus. 156 împărțit la 13. Deci 156, da, bine. E 167 minus 11. Nu, 167. La minus 11? Minus 11, mamă. Da, eu am spus. De cât face 157 minus 11? 156. Împărțit la 12. Și egal cu Davide. Egal cu? 23. Să copiem. Plus? 179. Cât? 100. Dar domnul noastră a pus paranteze. Păi nu, păi am făcut scăderea asta. Da, și dumneavoastră a spus că... Nu, păi am renunțat, că am întrebat. Nu mai e paranteza rotundă, asta este. Da? O să fie 23. Plus... 156. Împărțit la 12. 156 împărțit la 12. A făcut cineva, dar sunt da, 13. 13, da? Plus 13. Este egal cu? 36. 36. Asta este rezultatul, 36. Dar trebuie să citesc ceva. Așa, și acum să vedem punctul B. Aflați! Eu cred că trebuia să lăsați, domnul profesor, că e 167. Așa, dar nu e punem acolo. Da, și e 167 și e 13. E egal cu 167 și e egal cu 13. Și la treabă, M-L, într-o paranteză. M-L. În paranteză, împărțit la ce?
Știind că N este 2016. Ah, mai e mare altă valoare. Altă valoare, da. N e egal cu... N de la nana. Da. N e egal cu 200... 2016. Păi dar noi nu avem N. Ba da, e de ori m-am pățelit cu rest, ai? A. Păi da, e vreo. Deci, suntem în momentul de față. Păi scrie că 2016 este egal cu... O secundă. Știți care e problema? Deci eu, dar să mă întrebat așa. Astea, M167, M13, sunt valabile și la punctul B întotdeauna? Nu, nu vezi că zice... Deci aici avem doar M-M împărțit la C și ne dă doar M, nu? Da. Da, dar încă nu e suficient. Deci eu nu am cum să fac treaba asta când dă pe M și nu mai am despre M, nu mai am nimic, deci nu e suficient. Dar este nu mă pot descurca de sus, mi-a dat două necosătii, cât a putut găsi și pe cât și pe rest. Deci e ceva neclar. Oare mă urmă în același? Nu poate să fie. Dacă l-am lăsat pe 167. A, că nu se poate. Nu se poate face împărțirea. Da. Poate. Și dacă era M, nu N. Dacă e M, domn profesor, totuși. Dacă e M, 2016. Da. Zicem că e o greșeală. Și N-ul, să-l păstrăm în N-ul dinainte, atunci mă descurc. Deci, la punctul B, să-l schimbi doar pe M. El trebuie să fie mai mare, nu poate să fie. Da, deci, încercăm să lucrăm așa, cu M-ul 2016. Sigur că da. Deci, să încercăm cu M-ul 2016. Deci, și atunci facem 2016 împărțit la... 13. La cine? La același 13. Și ne face părtirea? Hai de repede. Zice prima pe domnul profesor. Da. Darius. Davide. 2016 împărțit la 13, 20, 13, 20, 20, 20. Da. Și îmi va da 71. 70? Nu, dar prima îmi puneți egal. Deci, aici... Nimic. Așa, 70 și... Nu. 13 în 71 de 6 ori. 6 ori. Da. Ia vezi? Prea mult, de 5 ori. Prea mult, de 5. De 5 ori, 5 ori 3. 15, 5 ori 1, 5, 61. 65, da. 10 minus 5 îmi va da 5 cu 1, 6. Da. Îmi cobor pe 6. Da. Și voi face 12, 13 ori... Tot. Păi uite, 65 a dat cu 5. Da, tot. Deci e foarte 5. Da. 45, restul cu 1. Și atunci, M minus R. Adică 2016. 2016 minus R1. Da? Împărțit la câtul împărțirii? 155. La 155. Dar are sens. Păi acum chiar care sens? 2015 împărțit la 155. Egal cu cine? 2015, da? Deci 2015 împărțit la 155. Cât face împărțirea asta? De data puteți să spuneți. Fără să faci împărțirea. Cât? 13. 13, da? De data vedem. Că dacă e 2016 a scăzut restul... Trebuie să vedem dacă e bine. Da? Este o problemă împărțirii. Da? Deci este egal cu 13. Da? 13. Da, deci o greșeală, de o greșeală, de... Ileana, deci asta e problema asta, că trebuie să fie o evaluare, da? Și nu-i mână, e mână. Da? E o greșeală. E o greșeală. Deci 64, mă trebuie asta. De la 2-a pagina, de la 3-a. Problema 4, de la pagina 64, da? Și prima a fost 4 de la 63, scrii și tu. Deci prima 4 de la 63, și a doua, patru roman, de la pagina 64, da? Da. Și vreau acum să vedem și pe Daria. Daria are cu puteri și mai dar vede și Daria. Și ar trebui să introduceți un pic și pe ei. Și după aceea, sau cum ziceți, domnul profesor?
asta la sfârșit cu ei. Întâi să-i facem cu tații și după aceea le facem mai cu tații. Mai facem niște lucruri. Vă lăsăm problema asta cu multe la sfârșit, da? Au, lăsăm la sfârșit cu revalidarea? Da, da, da. Păi, deci lăsăm la sfârșit cu prezinti. Da, o chestiune care vreau să o puteți dar mai greu și... Are mai multe, dar vedem, da, să Totul am deschis subiectul cu ceea ce înseamnă pătrate perfect. Haideți să vă vorbesc tuturor din nou despre pătrate perfect. Deci, două numere se zic că sunt pătrate perfect. Un număr este pătrat perfect dacă el îi privi ca cineva la două. Adică mulțim prin el însuși. Exemplu de numere pătrate. 1. 1, pentru că el este egal, 1 ori 1. Și se mai poate scrie 1 ori 1, 1 la 2. Scrieți așa cum vă dă un profesor, da? Scriu. Deci 1 egal cu 1 ori 1, egal cu 1 la 2. Numele ar trebui să-ți placă, dar... Da, e 4. Fac niște lucruri interesante, o să vezi. 4 este pătrat perfect. Bravo. Pentru că 4 egal cu 2 ori 2, pe care scrie ca 2 la 2. Deci când se repetă de 2 ori, îți scrie la... Așa se scrie la o putere. Zi, dar da? Mai e 8? 8. 8, ia să vedem dacă este. Pentru că e 4 ori 4 și este... 4 ori 16. 16. Da. Dar 3 ori 3. Care și? 9. 9 este pătrat perfect, pentru că el se spune ca fiind 3 ori 3, pe care noi îl subline ca fiind 3 la 2. Ia mai ziceți. Nu știu, eu la 16, care există, vine 4 ori 4. Da? 16 este deștept. 16, pentru că el este 4 ori 4, care înseamnă 4 la 2. 25. 25. Deci sunteți atenți la ce înseamnă la a doua, adică prin să repete cifra încă o dată. Deci, deci 25 este 5 ori 5, care înseamnă 5 la a doua. 36. 36 este pătrat perfect, pentru că este 6 ori 6, care face 6 la a doua. Bine, mai zici și tu unul? 49. 49 este și el pătrat perfect, pentru că 7 la 7. 7 la 2. Da. 64. 64. 72? Păi 72, cine prin el să se facă 72? Nu se facă, da? 64. Care înseamnă 8 ori 8. Și face, într-adevăr, 64. 7 8. Aici trebuie să fiu 7 la puterea a doua, așa să rămân așa fi mai sus. Și aici 8 la a doua. Ar mai fi 81. 81, sigur, următorul pătrat. Pe chiar ne-i de mânoare bine. Corect. 81, care face 9 ori 9, și face 8, 9 la a doua. Și îl scrim ca 9 la a doua, pentru că ăsta de sus, da. În inimă de viitor, înmulțești prin el însuși. Dacă veți scrie, ce înțelegeți voi prin 3 la 7? 3 la 7. 3 ori. Sigur că da. 3 ori 3, nu-i 21, e mare. Ia, ia fii atent. 2, 4, 6 și încă o dată. Face un număr mare. Numai 3 ori 3 face o 9. Iarăși ăsta o 9, ăsta o 9, și 9 ori 9 face 81, și aici ori 3 fac 27, 9, 9 ori 3, 27, și 81 ori 27 de la număr de câteva de ori de numirile. Deci foarte tare este. Dar știți de ce s-a născut cifra asta? Că au fost situații când în calcule trebuia să zicem 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori de multe ori. Și ca să fim concentrat, cum caută să fie cât... Da, sigur că da, comoditatea de noi ne obligă să găsim forme de scriere diferite decât
cele care înseamnă să muncim așa, să scriem cârbul acela, dacă zicem 3 ori 3 de 100 de ore. Sau la 2013. Sau la 2013, da. Scriem de 2013. Nu, și atunci scrie sub forma asta. Deci asta se cheamă bază. Numărul de jos se numește bază. Și ăsta de sus se cheamă exponent. 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 Deci bază și exponent. Dar să ne vorbim povestea noastră de aici, că e foarte... Cine știe următorul pătrat? 100. 100. 100 pentru că este cine? Zina 10 ori 10. Care face? 10 la a doua, într-un fel scris, nu? Mai încălăm decât 10 ori 10, zicem 10 la a doua. Apoi, următorul. Pătrat pe cine știe? 11. 11 ori 11. Dacă treci. 121. 121. Deci 121 este 11 ori 11, ce face 11 la a doua. În sfârșit, următorul... 144. Așa, 144. 12 ori 12. Ce facem? Cât face aici? 12 la a doua, într-o formă de scriere concentrată. 12 la a doua. Următorul? 169, că nu știu, domn profesor. 169, care înseamnă 13 ori 13, și face în formă de scriere 13 la a doua. Deci, când vă spune ceva 13 la a doua, vă știți că e 13 ori 13, și nu mai și 13 ori 13. 13 ori 13. Adică cel de jos doar de două ori. Sau cum se le mingea? Da, adică ăsta e înmulțit de două ori. Înmulțit, prin el însuși, de două ori. Deci, dacă zic 7 la a treia... Cât o să fie, David? Scrie să ne facă înțelept. 7 la a treia ar fi... 7 ori 7. 7 ori 7 ori 7. Deci mulțit. Nu 7 ori 3. Nu de 3 ori 7, că zici. De 3 ori 7 ori 3, mamă. Da, 7 ori 7 ori 7. De 3 ori 7. Faci mult. Sigur. 49 ori 7 și faci un număr mare. Hai să ne uităm la ultima cifră. A pătratelor perfecte. 34. Deci, ultima cifră a pătratelor perfecte este fie 6, fie 5, fie 9, fie 4, fie 1, fie 0, 1, 4, 9. Dragilor, nu văd niciodată pe 2. Pe 2, pe... Pe 3, pe 3, pe 7, pe 7 sau pe 8. Deci la pătrate perfecte nu vedem niciodată, dar niciodată ultima cifră 2, 3, 7 și 8. Scriem asta, observație foarte importantă. Observație. Numerele care au ultima cifră. Numerele care au ultima cifră. Deci numerele care au ultima cifră. 2, 3. Deci numerele care au ultima cifră. Da? Numerele care au ultima cifră. 2. Care au ultima cifră. 2, 3, 7, 8. Nu sunt pătrate perfecte. Nu sunt pătrate perfecte. Și acum vă propun un exercițiu. Fie numărul. Fie numărul. N egal cu 1 ori 2 ori 3
ori 4, ori 5, ori 6, ori 7, ori 8, ori puncte, puncte, până la 20. Plus 48. Wow! Domnul profetă! Să se arate că acesta nu este pătrat perfect. Să se arate că numărul acesta, 1, 2, 3, 8, puncte, puncte, până la 48, până la 20 mulțite, și plus 48, nu este pătrat perfect. Păi pentru început în acest număr avem și 10 și 20. Ceea ce înseamnă că ultima cifră în mulțire o să fie 0. Plus 48, ultima cifră o să fie 8. Ceea ce înseamnă că nu poate să fie pătrat perfect. Excelent. Excelent. Asta e jocul. Foarte luminar. Deci, la mulțirea asta, am cel puțin pe 10 și pe 20. Și asta înseamnă că, în mod sigur, ultima cifră aici, numărul ăsta va fi foarte lung, nu m-am pus să-l mulțesc. Va fi foarte lung, dar cel puțin două zerouri. Dacă ar fi să vă spun care sunt, câte zerouri are, ați putea să răspundeți. Vreau să văd toate zerouri, uite o întrebare care îmi dă. Toate zerouri. În câte zerouri se termină mulțirea asta? Păi uite, două deja spuse, dar... Îl am pe 5 ori 4. Așa, am un 0 acolo, da? 5 ori 4. Îl am pe 2 ori 10. 10, 20, tot 0. Îl am pe 2 ori 5. 2 ori 5, dar e 4 ori 5, e 15. Ai, deja da, așa, da. Odată. Îl am pe... 8, nu. Pe 5 ani, da, da, să mai ai pe 2, 5, 0. Încă 2. Stai. 5, 5, stai. 15 ori 2. Asta. Ah, 15. 15 se prezintă. Deci are 4 zerouri. Deci 4 zerouri are numărul ăsta. El este un număr rău, nu mă interesează pe mine, pun bară deasupra. Da. Da? Și plus 48. Așa? Care va fi un număr lung. Cu 8 la sfârșit. Cu 8 la sfârșit. Și toate numele care se termină cu 8 sunt pătrate perfecte. Excelent. Ce fain, nu, copii? Da, deci... acum... dacă adunam 42. Nu era pătrat perfect. Sigur că da. Important era să pun la sfârșit una din cifrele acestea. 2, 3, 7 sau 8. Da. 48 e așa, de poantă. 40 din față. Da. Dar poți să spun aici 1248. Ca să sperie lumea. Aceeași chestie. Aceeași. Dar atunci obliga aici, nu. E de... Tot cu 40, tot 1200. Nu, dar mai încă ceva spun. Vreau să scriți ultimele 4 cifre ale numărului. Da? Faptul că te oprim pe tine în culise. Dar iată, pot forma două întrebări foarte tare. Asta cu zerourile care e foarte tare. Păi aici, asta sunt eu când spun, scrieți-mi, scrieți-mi, chiar așa, plus 1248, chiar atâta, 1248, două întrebări. Scrieți-mi ultimele 4 cifre ale sumei și îmi arătați cum este pătrat perfect. Păi ultimele 4 cifre, 1, 2, 4, 8. Exact. Da, după ce am făcut jocul ăsta. Frate, iată, domnul profesor, dacă ați înțeles. Da? Bun. Dar scăgeți-l ăsta, că ați mi-a stuit. Nu ești problemă. Deci, fie e egal cu 1, 2, 3, ori puncte, puncte, ori 40 plus, ori 40 plus 52.487. Nu-i poate perfect.
că nu-i pătrat pe și scrieți-mi care sunt ultimele... 4 cifre. 5 cifre. 6 cifre. 6. Ultimele 6 mai cifre. Da. Ultimele 6 cifre. Că de luta se creează. Da. Ultimele 6 cifre. Gata. Ca să învăț cu timpul de 8 cifre. Dar mi-am dat și unde pun să fac. Hai zic. Fie 000-5-2-4-8-7. Deci, tu, răspunsul corect ar fi așa, un număr lung. Da? Deci, un număr lung. Care înseamnă ce? Ai zis că mai devreme? Câte zonă urmezi tu? Când pun în față. 6 mai 6? Nu, o să fie 8. O să fie 8 de toate? Da, că dacă până la 20 au fost 4 zerouri. Și dacă eu mai adaug încă 20, o să fie încă 4 zerouri. Bine, gândit. Cu alte cuvinte, el se sizează că pe fiecare 10 află 2 zerouri. La 20, 4. Încă. Deci 4 ori 2, 8. 8 zerouri. Deci prinde bine problema. Eu pun aceste 0, 1, 3, 2, 4, 6, 8 și pe ultimul 2, 4, 5 le acopăr. Nu pun cifre. Și nu-i pătrat perfect. Și nu-i pătrat perfect din motive foarte precise. 5, 2, 4, 8, 7. Sigur că eu n-am făcut calcul foarte rapid, dar mă gândeam, dădeam un număr cu câte cifre ești, cu 8 cifre. Cu 8 cifre ca să-l oblig pe el să le vadă pe cele 8 zerouri. Și atunci să vadă că ne acoperă doar numărul ăsta. Și de aceea este un merge foarte bine. Sigur, nu mă pot opri acum, nu la 40, la 39. A, atunci... La 39. La 39? O să fie... Câte de rog? 7. 7. Prinde bine. Lipsește un 10, da? Da. 37. La 40. Da. Astea sunt momentele de joc care... în care copiii sunt prea antrenați. Și ei au starea de bine când se prinde problemă și participă odată. Iată de ce profesorul nu poate să-i ține pe copii atenți. Din cauza că nu găsește momente de acestea frumoase, atractive și să poată să fie toată lumea conectată. Fiecare vrea să dea rezultatul. Să se prinde de ghișiciu. Asta m-a spus o mamică. N-am vrut să-și dea de unde este, din ce localitate, plângând la telefon. Avea un copil în clasa 1 și, sau într-a 2-a și a spus, dând peste numărul meu de pe internet și proful online, a zis că ceva în ministeriu, ceva o persoană așa deosebită și a spus, ce vă bate joc de copiii noștri? Plângând. Sughițuri, așa, cum vă permite să ne distrugeți copiii? Veniți tot felul de prostii și faceți, nu știu, lucruri atât de grele, încât eu stau noaptea și încerc să explic lui copilul clasa 1 aici, că abia pricepe niște lucruri. N-am un copil prost. Eu n-am un copil prost. Dumneavoastră nu vă bate joc de noi. Și a zis, doamnă, un pic, la cine mi-a sunat? Nu știu, am numărul ăsta de telefon, am găsit acum. Bun. Eu sunt pe alături de dumneavoastră. Revolta dumneavoastră e și-a mea. De asta a părut proful online. De revolta asta împotriva sistemului. Deci, eu am zeci de ani de când lupt împotriva sistemului. Tocmai pentru că am sesizat în inspecțiile care mă duceam, ca profesor, ca alți colegi, sesizam acest mod de a gândi matematica cu totul mecanicist. Adică învățau ei două probleme acasă și cu acele două probleme vreau și le punea pe tablă, cu foița în mână. Și în clipa în care, mă rog, acolo se uitau și nu transmiteau nimic. Copiii doar măzgăreau caietul. Deci copiau de pe tablă, ce simbolul acela? Trebuie să vă zic ceva apropo de chestia asta, domnul profesor. Felița, angajata mea, care e a treia, da. Lucrează și ei de o culegere. Așa. Și le-a dat doamna
niște probleme pentru acasă și n-am mai stat în ziua aceea la școală după școală, fiind ziua aceea când i-a trimis pe toți acasă cu ploile, știi? Așa, da. Și copiii au făcut cu părinții, bineînțeles. Sigur, sigur. Și doamna le-a corectat. Și când vedea soluțiile date, ea scrie pe oare, oare așa, nici doamna nu știa. Păi sigur. Și nu este sigură că e, e bine cum a făcut părintele, e bine, nici ea nu știe cum să le explice să și le pune pe leț oare. Asta este. Deci, părinții, beții de ei, nu dorm noaptea gândindu-se cum să ajute copiii. Găsesc o soluție. N-au partea pedagogică. Da. Ați văzut, ați prins un pic, stătea de vorbă cu, da, cu Mario. Deci, în clipa în care vrei să comunici ceva, descoperi la nivelul copilului. Corect. Dar să găsesc acel limbaj adecvat, încât el să te poată urmări să înțeleagă ce spui tu. Din păcate, dacă se întâmplă asta cu învățătorii, că nu găsesc forme de exprimare corecte. Nu știu, sigur că da, sigur că asta este răspunsul. Atunci, cum să părintele să poată el să nu găsească pe învățător? N-are cum. Și tu vii cu niște chestii de astea, la cel pe ce, nu știu ce, unde tu te să spunem informația. Exact așa, și atunci e foarte grav. Da. Deci a pus ceva acolo doar ca să dea rezultatul. Da, fără da, să se întâmple, e grav ce se întâmplă. Am făcut acest joc. Să vedeți cum în timpul de negheșițele putem să compunem un negheșițiu concret. Foarte frumos. Da. O profesoară când am venit la școală a spus, când a venit la noi suplinitoare, a spus că cei de a 8-a, chiar și unii colegi de vârstă meu, s-au încurcat la capacitatea de la exerciții de clasa 5-a. Păi nu numai, chiar mai jos. Sunt foarte mulți care nu știu operațiile de adunare și scădere peste 10, peste ordine. Acolo greșesc foarte mulți. Nu degeaba m-ați văzut sunt de vorbă cu Mario la nivelul ăsta. Deci fac greșeli pentru că ele nu sunt bine așezate în mintea lui. De multe ori sunt mecanic spuse acolo. El spune 78 minus 49 și el spune mă împrumut. Dar iau un 1. Nu înțelege foarte bine că iau un 10. Întotdeauna iau un 10 de la cel de mai mare, cu un ordin în fața sa, o 10 ea. Așa. Ei, dacă îi se explică, că, uite, luăm 10 aceea, scădem pe 9, că n-a avut putere. Și, dar facem desfășurarea asta. 78 minus 49 este egal cu 70 plus 8 minus. Pe ăsta îl punem că e compus din două părți, într-o paranteză. Mai târziu îi vine foarte bine chestia asta, că minusul din față schimbă semnul când vine antrenamentul ăsta făcut de Nicuriu este excepțional. Sigur că da. Da, este excepțional. Exact. Dar nu se face 40 plus 9 și descădem și pe 40 și pe 9, îi spunem noi. Nu îi spune că minusul schimbă semnul foarte bine. Da, îi pare de vreme. Dom'le, scădem la dimineața tot, trebuie scădem și pe 40 și pe 9, și atunci zicem așa, de tal cum. Fiindcă la unități 8 e mai mic, atunci facem 60 plus 10 plus 8 minus 40 și cu 9. Pe aia ăștia amândoi vezi scădem. Și începând să explici lui desfășurat așa, face un lucru extraordinar care va fi de mare folos mai târziu. Da, acum îi facem talii cu lectinatorul prin puteri. E asta, da. Și acum, după aceea... Mai ales m-am și introdus prin puteri. Deci un pic despre pătratele perfecte. Ediția voastră îl urmează, dar de mâine intrați voi în puteri. Deci, vezi? Ridicare la puteri. Dar unde n-avem matematică? Zic așa, dacă ar fi avut. Deci, de bun, de la puteri. Așa că vă mulțumim foarte, foarte bine. Ce vă explică domnul profesor acum. O să fiți foarte mult, da? Fiți foarte atenți, că vedeți cât de ușor este și cât de bine o să vă simțiți. Ce stare de bine o să aveți atunci când... Și dacă ceva nu înțelegi, n-a înțeles, mă spuneai, da, dar cred că a înțeles. Mâinile n-au, ai înțeles cu el. Dar nu numai asta.
Lecția se pune, îmi pare foarte rău că nu reușesc să vă pun link. Deci, tot ce se discute în timpul lecției se înregistrează. Ăsta este saltul imens de față de meditația clasică. Meditația clasică pe care dumneavoastră o știți și o faceți, este acea care te duci cu probleme la profesor. Ei nu știu, să-i spunem, să le spunem și lor. Filana, domnul profesor îl găsiți pe internet, pe Prof Online. Și pe Facebook, ca căutați videomatematica și o să găsiți lecția asta cu noi. Da. Și o mai ascultă o dată acasă. Te auzi și nu mai vorbim. Să vezi ce frumos vorbești. Să vezi ce frumos vorbești. Uite, sunt domnul profesor, are o groază de lecții puse pentru clasa a 5-a, a lucrat și cu alții. Deci clasa a 5-a este făcută ca coadă. Absolut, nu există lecții pășite. Atenție! Deci dumneavoastră aveți câte o problemă. Mă refer la cei care au sunt în clasa 5-a. Aveți o problemă. O găsiți sigur rezolvată dacă căutați în stiva direcții la clasa 5-a. Pentru că eu am făcut cap coadă, nu ieși, anul trecut nu a rămas o lecție nefăcută. Una nefăcută. Putem avea doar doua zi. Nu e exact ghișiciu acela. Dar găsiți ghișiția asemănătoare. Încât puteți să înțelegeți prin pajul, puteți să faceți. Așa cum fac mii și mii de copii în momentul ăsta din țară. Ei nu pot veni aici prezent. Voi doar sunteți motivul pentru care eu fac lecția cu lecția. Dar ajutorul meu este transmis, este pentru toți copiii profesori din limba română, de oriunde o fi din lume. Da? De oriunde mă găsesc. Și acum mă întorc la... La puteți primi, da. Explicați un pic, domnul profesor, și facem... Doi, încă nu am stabilit. Doi ori doi ori doi ori doi, cum scriem? Ileana, zic Ileana. Cum crezi să scriem? 2 la 3 la 4. Bravo! Așa, păi la asta. Dar, 2 ori 2 ori 2, nu mai vede. 2 ori 2 ori 2 la 3. Bravo! Da. 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2. Da. De la 7. 2 la 7. Dar alea aștia, mai aștia 3 cât a zis că sunt, cum să spui, concentrat. 2 la 3. Dar alea aștia de aici 4. 2 la 3. 2 la 4. Iată că am descoperit o șmecherie, că 2 la 3 ori 2 la 4, egal cu 2 la 7. Da? Deci 2 la 3 ori 2 la 4, e 2 la 7. Adică 7 asta ce înseamnă? 4 plus 3. Sau 3 plus 4. Ca să înțeleg. Așa. Egal cu 3 plus 4. Dar de ce spui domnul profesor 3 plus 4 ori acolo? 2 la 3 plus 4. Pentru că scrie este 2 la puterea 3 în 9 ori, adică 3 de 2. Și 2 la puterea 4, adică 4 de 2. Darius, am pus mâna pe o proprietate foarte importantă. Deci două puteri, da, care au aceeași bază, înmulțite, da? Înmulțite, copiem baza pe 2 și adunăm pe aia de sus. Exact. Foarte tare! Scriem asta. Proprietăți. Într-o parte așa, cu o altă culoare scrieți. Așa. Proprietăți. Prima proprietate este asta. A la 0, adică orice număr la putere 0, egal cu 1. Poate să explicăm un pic aici în profesorilor? Deci A la 0 este egal cu 1. În sensul ăsta, adică este accept. Orice număr la puterea 0 e 1. Uite, 1 la 0 e 1. 3 la 0? E totul. Totul. 2013 la 0? Totul. Deci... Orice număr este valabil pentru orice număr care aparține lui N, da? Da, diferit de 0. Fie și la 0. Diferit de 0, uite, a pus domnul. Deci aparține mulțimii numerelor naturale. Aparține fără 0. Fără 0, da. Dacă aparține lui N, nu este. El este însă. Deci nu mai vreau să fie la 0. Deci e vorba de A care aparține lui N. Stelar. Din N stelar, am înțeles toate numele naturale, afară de... De 0. Nenule. Bine, deci prima proprietate care am pus-o, am punctat-o aici, este una standard stabilită, orice număr la puterea 0 face 1, dacă e diferit de 0. 100 la 0, cât face venea 100? 1. 7 la 0, Davide. 1.
Orice număr ar putea de rețele de 0 face 1. 2. A doua frate. Alan, eu prin a înțeleg pe 2, pe 7, pe 9. Alan, ori Alan egal cu Elena. Ileana, 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 da. Ileana, da. Ileana. La M plus M. Uite, uite. Deci atunci putem... 2 la 3, exponenție. 2 la 4, scrim pe 2 și ar trebui cuște de sus. 3 plus 4. Da? Asta ar fi proprietatea. Poate mai trebuia să mă interesez. Ia să fiu așa. 5 la 3 ori 5 la 2, cât trebuie să facem? 5 la 5. 5 la 5, foarte bine. Care va fi 3 plus 2, nu? Că tu ai gris bine. 3 de ale 5 odată și mulțim cu 2 de ale 5 în etapa următoare, fac 5 de ale de 5, da? 5 la 5. Înseamnă Alan ori Alan cum face Alan puterea M plus M. Adică acolo niște numere, da? Să subînțelege. Da? Da, bine, ești atent, da? 3. A la... să luăm așa. De exemplu. Da. 2 la 3, totul la puterea a 4. Uitați-vă cum a scris domnul profesor, da? 2 la 3, în paranteză, totul la 4. Cu cât credeți că e, da? Nu, 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 da. Să începem să gândim. Dacă ar fi ăsta un număr la 4, ar trebui să-l scriu pe ăsta de câte ori? 4. De 4 ori. Atunci, una la 3. Adică ăsta. Mulțim cu el încă o dată, adică cine este ăsta? 2 la 3. Deci 2 la 3 ori, încă o dată, 2 la 3 ori, încă o dată, 2 la 3 ori, încă o dată, 2 la 3. Da? 2 la 3. Și acum suntem la înmulțire. 2 la 3. Face 2 la puterea 12. De unde există un număr? De unde există așa? Este 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 4 ori. Fac 12, sau da? Poți să faci 3 ori 4. Corect. Sau 3 ori 4. 3 ori 4. Mai tare. Mai tare. Mai tare, mai ajută. Vă să zic că 2 la 3, totul la 4, este egal cu 2 la 3, 3 ori 4. Da? Deci, da. A la N, totul la N, este A la N, ori M. N, ori M. Și le lăsăm doar pe astea două deocamdată, să le învățim un pic și până mai înainte. Corect. Cum a scris voi pe 2 la puterea a 5-a ca un produs de alte două puteri? Lasă că e mâncă. Pe 2 la 5-a desfășurat. Zi, Davide. 2 la a doua, ori 2 la 3. Asta e. El vede că 5 se poate scrie ca 2 plus 3. Atunci este egal cu 2 la a doua, ori 2 la a treia. Deci se poate și înapoi. Da. Adică, ce înapoi? Ce înseamnă asta? Se poate și desface. Că ne întrebăm de unde vine 5. De la cine? De la 2 plus 3. Dar nu era 2 plus 3, domn profesor? Numai atât? Asta e. Numai atât. Aveți o altă variante? Deci îl descompunem pe 5, de fapt, asta facem, da? Și dacă e 2 și 3, ce numere mai sunt? Ce numere? Care sunt de-a 5. 5? Da. 7. 7. 1 plus 4. Stai că vedeți, vedeți dacă am înțeles și ei. Hai, descompunem pe 5. Hai, Diana, hai, Iarăs. 1 plus 4. 4, da? Corect. Deci 2 la 5. Deci de cap cu 2 la 1 plus 4. Care face 2 la 3, ori 2 la 4. Corect? Da? O mai fi și altul? S-o am întrebare, dacă fac eu A la 0. Da, 2 la 5, de la 0, de la 0. 0 plus 5. Da, 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 e corect. Deci 2 la 5, egal cu 2 la puterea 0 plus 5, care înseamnă 2 la 0, ori 2 la 5. Dar 2 la 0 cât e? 1. Și ăsta e aceeași lucru. E aceeași lucru. Vedeți? Acum, scrieți-mi pe 2 la 5 ca 2 ori
2 ori 2. Ca un produs de 3. Da, de 2. 2 la cât, da, 2 la cât, da, 2 la cât. Cât ar fi cât? Toată lumea e atentă și Daria. Deci pe 2 la 5, ar vrea să scriu 2 la cât, la cât și la cât. Nu, nu. Dar nu înțeles că e cât. 2, 2, 1. 2 la 2, 2 la 2, 2 la 3. 2, 2, 1. Alta? 1, 1, 3. 1, 1, 3, știu că. Deci a fost 2 la 3, 2 la 3 și 2 la 3. Alta? 2 la 0 cu 5. Dar zici tu una. 2 la 0 cu 1, da? 2 la 0 1. Și după aceea descompunem cu 5. 2 la 0 ori 2 la 3 ori 2 la 2. Da, 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 da. Deci 2 la 0 ori 2 la 3 ori 2 la 2. Dacă 2 la 4 n-a zis nimic. Oare nu se poate, doamne? La 4 la 2. Oare nu se poate cu la 4? Sigur că da. 2 la... Deci... Aș fi pus apară și 2 la 4 acolo. Oare se poate copii? Aici, da? Da, asta, da, undeva. Se poate? 2 la 4 ori 2 la 2. Bravo! 2 la 3. Bravo, Iuliana! Bravo! Dacă 2 la 5, oare se poate, domn profesor? Ia să vedem. 2 la 5, 2 la 0. Da? Deci, se poate face... ați înțeles că dacă voi aveți în neghișiți nevoie de o descompunere de asta, faceți mișcarea. Bunoare, dacă vreau să spiriți așa, spiriți ca aici, ghișiți. 2 la 7, plus 2 la 6, plus 2 la 5, totul de împărțit la 2 la 5. Iată un exercițiu, un prim exercițiu pe care îl propun. Deci 2 la 7, plus 2 la 6, plus 2 la 5, totul de fost la 2 la 5, scrie. Aaaa. Aaaa. Da, 13, 2 la 13. Așa cum am făcut, ai zis 7 și 7. 7 și 6, 13. Și plus 5 minus 5, 5 minus se anulează reciproc. Și dă 2 la 13. Nu. Fii atent aici. Unde vezi tu asta?